Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Sunt Anelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov, ne vedem pe Mix TV cu senatorul ALDE de acum de Brașov, Daniel Cătălin Zamfir. Bun revenit! Bine v-am găsit! ALDE! ALDE! ALDE, cei din ALDE spun că sunt adevărații liberali, ceilalți spun că sunt trădătorii liberali. Totul e relativ în viață. Nu, aici lucrurile sunt foarte clare. Nu e relativ nimic. Nu e relativ, pentru că, sigur, Partidul Național Liberal, cel înființat acum 143 de ani, a avut un crez încă de la înființare. A avut un brand care l-a consacrat. Da? A fost apărătorul drepturilor și libertăților fundamentale a oamenilor. Ăsta a fost brandul care a consacrat Partidul Național Liberal timp de 143 de ani de când e pe scena politică. O vârstă, așa, să zic... E o vârstă venerabilă, nu? Care presupune o așezare, o constanță. Sigur. S-a îndepărtat niciodată, de la fișa postului. Niciodată nu s-a îndepărtat până acum de lucrul ăsta. Dom'le, când era vorba de PNL, asta era lucru care era cel mai puternic și în interiorul partidului. Da? Apărarea drepturilor și libertăților fundamentale. Ori acum, actuala conducere a PNL a îngropat doamna Pescară brandul ăsta. Cu complicitatea totuși a unor membri tăcuți, pentru că la un moment dat... Sigur, nu, că de frică, că din anumite interese... Nu, faptul că tu ai renunțat la ceva ce ia lucrul cel mai de preț. Și l-ai ținut cu atâta efort în anii în care exact, în anii liberalismul grei. Era în temniță. Tu ne-au făcut un în pușcărie înaintașii PNL doar pentru că ei credeau într-o idee. Nu că ar fi făcut ceva împotriva statului și așa mai departe. Au stat în pușcărie. Da? Ori acum, ce vedem? Conducerea actuală a PNL cu Orban în frunte au devenit apărătorii abuzurilor. E posibil așa ceva? Adică se răsculesc oamenii amorbând. Înaintașii PNL. Da. Maică, Partidul Național Liberal să apere abuzurile. E așa ceva de neconceput. Și atunci... De-aia spun că adevărații liberali sunt la ALDE, pentru că ALDE, încă de la înființare, Călin Popescu Tăriceanu, a fost poate cel mai constant om de pe scena politică care a apărat acest lucru. Drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor. Ori, dacă tu dai la o parte sau pui între paranteze drepturile și libertățile oamenilor, nu înseamnă că faci politică, faci orice altceva. Ce faci? Găsiți un termen. Care ar fi cuvântul? Faci jocul cuiva, de exemplu. Jocul cuiva. Aperi interesele altcuiva. Da, prin politică se mai fac jocuri întotdeauna. Păi da, da. Știți cum e tot o vorbă așa în politică, zice, să faci compromisuri până a nu te compromite pe tine. Politic, deci ai acolo este arta compromisului, sigur. Limita. Compromisuri, negocieri, dar în interesul oamenilor. Deci acolo ar fi cu adevărat prețul. V-a plăcut spectacolul cu președintele Iohannis? Uitați, eu am făcut un compromis, doamnă, un mare compromis când eram în Partidul Național Liberal. Am negociat cu cei care mi-erau adversari politici, Partidul Social Democrat, ca să trec niște legi. Legile anticămătărie, pentru că sunt în favoarea oamenilor. Pentru că legile astea servesc 7 milioane de români. Și atunci, ăsta e un compromis care merită făcut. Pentru care stați cu fruntea sus, dar pentru care ați fost acuzat și sintagma trădător s-a lipit și de dumneavoastră prin gura unora și altora. Păi, ați auzit-o, nu v-a tulburat, nu v-a deranjat, nu v-a durut. Absolut deloc. Păi m-am uitat întâi cine sunt cei care ne-au spus că sunt trădători. În primul rând, ei m-au exclus din partid. Ori faptul că... Totuși nu v-ați dat dus din prima, deci ați încercat să rămâneți. Ce ați așteptat? Păi vă spun ce s-a întâmplat. Într-adevăr, biroul la executiv condus de Orban a decis atunci să mă exclud în partid, să mă propună pentru excludere, urmând ca la viitorul Consiliu Național să fie decizia asta trecută și de acest for al partidului. Domnul Pescaru, toată această perioadă am discutat cât am putut în interiorul partidului și public am ridicat problema. Ați căutat problema. Susținere în partid? Nu, am vrut să zic așa, vreo domne, schimbare la Ludovic Orban? Mă îndoiesc nu, că nu, mai aveați la colegii mei din partid, care să reacționeze. Care este linia Partidului Național Liberal? Pe ce linie merge PNL? Că uitați, apără abuzurile. Partidul Național Liberal a devenit din ceea ce spuneam luptător pentru drepturile și libertățile oamenilor, a ajuns apărător abuzurilor. Închide ochii la abuzuri. Partidul Național Liberal a ajuns, conducea PNL, dincolo de a închide ochii la abuzurile astea de injustiție, e inadmisibil.
să vezi ce s-a întâmplat la Prahova, iar tu, conducerea PNL, să aplauzi aproape, să aplauzi, da, așa ceva. Da. În ceea ce privește legile pe care eu le-am propus. Acolo era vorba despre abuzuri pe care le fac și despre foarte mulți bancar, oameni, era vorba și de voturi. Aici n-am înțeles, da, era vorba și de voturi și până de, la urmă. Deci o nebunie să nu mergi pe linia aici, populară. Aici, în mod... V-au spus că sunteți populist. Și că ei nu sunt. Dacă a fi, dacă apăra interese la 7 milioane de oameni înseamnă că ești populist, eu mi-asum acest lucru. Și o spun cu glorie eticheta. Cu mândrie. Da, sunt, cu mândrie spun că sunt populist atunci când promovez niște legi care apără interese la 7 milioane de români. Deci și populist și trădător, dacă da, ăsta este populist prețul. Și trădător, dar de partea oamenilor. Am înțeles. Ce părere aveți de spectacolul creat de președintele Iohannis în sânul foștilor colegi de acum? Spunea, PSD a ajuns să ridice oameni de pe stradă, PSD ALDE ridică oameni de pe stradă, văzut, care pentru opinii politice, ne-am întors în anii comunismului. Bine, asta este un lucru extrem de neplăcut care se întâmplă. Președintele României, ce a făcut de fapt, a legitimat înjurătura ca și opțiune politică. Adică un mod de a face opoziție este a înjura. Asta vine din gura președintelui. O legitimează astfel de acțiune președintele. Adică ce nu are niciun fel de reacție în legătură cu agresivitatea limbajului. Măcar că a fost profesor. Măcar că a fost profesor. De în curtea școlii, exact, mai sancționa înjurătura. Chestiunea asta cu plăcuțele, mesajul ăla trivial de acolo, fă că ajunge așa banal. O chestie, dar cum, e normal. Probabil e normal, da, pentru este... unul să se întâmple asta. Iar președintele nu condamnă mesajele de multe ori la limita legalității, vulgaritatea, dincolo de vulgaritate, mai e vorba de agresivitate. Vedeam ieri... Una acela mi se pare mai periculoasă. Sunt îndemnuri la violență. Exact. Deci... Am văzut ieri interviul unui scelerat care spunea despre faptul că, sigur, el crede, el zice că e revoluție. A decretat dumnealui că România este în stare de necesitate. Într-o stare de revoluție, de revoluție și poate foarte bine să ia un pistol să împuște jandarmii. S-a întâmplat ceva? Reacționează președintele în legătură cu chestiunea asta? Uitați-vă câte mesaje agresive au fost de când s-au declanșat manifestările hashtag rezist. Tendința asta violență este din ce în ce mai mare și aici este îngrijorător, într-adevăr. Pe de altă parte, președintele arată că este luptător, nu? Că este un președinte implicat. Sau, nu știu, i s-a reproșat atâta că-i ficus, că nu reacționează, încât să o fi gândit să... Păi întreb și eu, cu cine luptă? Știți, spunea maestru Chiriac, Bogdan Chiriac, că asistăm până la urmă acum la războiul român-român. Asta că despre este, asta e vorba. Este clar. Suntem în anul centenarului și cred că suntem mai dezbinați ca oricând. E un ori paradox este... urât. În istoria României va rămâne președintele Iohannis în anul centenarului ca fiind cel care, în loc să-i unească pe români, e cel care îi dezbină cel mai tare pe români. Uitați-vă la tot discursul lui de când este președinte României, de când speră alianța... Speră în susținerea celor din zona dreptei și clar contează pe PNL, pe USR, pe ce se mai adună acolo. Speră să fie cel ales. E o carte pe care s-a decis să o joace. Pescaru, dincolo vreți de interesul tău, interesul de moment, calculul tău electoral, electoral. Ești, tu trebuie să fii deasupra tuturor. Ești președintele acestei vor nații. Vor vota cei de dreapta totuși, după părerea dumneavoastră. Știți cum e? Ce speră ALDE să smulgă din zonă? Că și ALDE totuși țintește tot acolo. Și atunci, acum vă interesează ce recuperează sau ce smulge, nu știu, alegeți dumneavoastră. Uitați, ce și-am discutat eu cu domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu în momentul când mi-a propus să vin la ALDE, pentru că dumnealui a plăcut foarte tare ideea asta de luptă pentru împotriva abuzurilor. Corect, dar i-a plăcut și că îndrepta... aveați un palmares și că aveați un punctaj și că doar probabil, e sigur, categoric, da, de echipă. Da, uitați, dumnealui, spuneam, a fost consecvent în asta, în a se bate pentru dreptul și libertățile oamenilor. Sigur, pe linia justiției. Eu am intrat pe zona asta de a apăra drepturile și libertățile oamenilor, dar mai ales drepturile lor, în legătură cu abuzurile la care sunt supuși de bănci, de IFN-uri, de... Cămătari, de recuperatori, de telefon, nu contează. Deci, în relațiile comerciale,
Doamna, este o relație atât de dezechilibrată, abuzul ăsta de putere economică care se manifestă în viața de zi cu zi este uriaș și îl resimțim la tot pasul. Dacă nu direct, indirect, indirect. Cei apropiați. Majoritatea contractelor pe care le avem cu compania de telefonie, compania de furnizare de servicii, de electricitate, de apă, bănci, fel și așa mai departe, acele contracte sunt dezechilibrate. Știți că îmi spuneați, mă întrebați și de liberalism. Da. Doamna Pescaru, știți ce se întâmplă? Eu am fost 3 sau 4 ori la OECD, organismul în care noi vrem să aderăm. Știți, acolo discuția este foarte serioasă și îngrijorătoare în legătură cu libertatea pieței. Pentru că, vedeți, liberalismul ăla, cum ar veni, capitalismul sălbatic, liberalismul de modă veche, zice, dom'le, piața să fie liberă. Lăsăm piața liberă, că o piață liberă reglează mecanismele... Sau se reglează singură. Se reglează singură. E bine, ce se constată? Ce au constatat cei de la OECD? Că piața liberă și-a atins limitele. Nu numai că acele mecanismele pieței libere n-a reglat inechitățile, din contră, spirala inechităților a crescut. Deci este clar că mecanismele trebuie controlate și controlate cu cap. Da, trebuie controlate. Deci trebuie intervenit în piață, că piața o fie liberă, dar nu mai e concurențială, doamnă Pescaru. S-au creat monopoluri, s-au creat oligopoluri. Păi ce e piață liberă în telefonia mobilă, de exemplu, sau cu supermarketurile? Sincer, țăranii... E o dictatură chiar. E un monopol și atunci când se creează monopol... o anumită activitate. Dezechilibru este clar și victimele sunt cei săraci, cei mulți. Ori eu cred într-o intervenție a statului în anumite zone ca să reechilibrăm piețele. De ce s-au dezis atunci liberale? Eu am spus că înseamnă chestii liberale. Pentru că acum Partidul Național Liberal este condus de niște deci li s-a imprimat oameni acest lucru. Primitivi. Asta poate că primitivă, domnule. Domnule, dacă ești liberal, lași totul liber. Nu contează că, știți, spunea, domnule, ai semnat un contract. Asta e, ai fost fraier, ai semnat. De ce nu te-ai uitat? De ce n-ai cu clauze abuzive? Da, da, da. Păi nu, pentru că l-auzeam și pe eternul guvernator, că m-am săturat de exprimările lui și zice, domnule, ai semnat un contract să fii sănătos, trebuie să cași bine ochii. Păi nu e așa, domnule. Contractul ăsta e cu clauze abuzive, de exemplu. Și e dreptul, e obligația ta, ca reglementator, să te îngrijești ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Pentru că nu e obligația mea să am educație financiară. Ducem la doctor, avem educație medicală, știu eu ce îmi prescrie doctorul când mă duc acolo, la un jurist când mă duc. Trebuie să am experiență juridică. Mă duc la un profesionist. Da? Așa e nedrept acest discurs față de foarte mulți oameni care devin victime. Pe de altă parte se vorbește, pentru că tot l-ați amintit pe guvernatorul BNR, că și-ar fi dat mâna cu Liviu Dragnea și că ăsta e motivul pentru care legile Zamfir, prețul trecerii la ALDE, nu au trecut în sesiunea de vară și s-au amânat pe toamnă. Au dispărut. Nu știu lucrul ăsta și nu vreau să cred asta. Eu am discutat... Ați auzit ipoteza Eu am discutat în legătură cu legile mele. Legile astea sunt până la urmă semnate de majoritatea parlamentarilor din Parlamentul României. Sigur, le-am inițiat. Și dintre foștii colegi. Bine, acum să dezic retras. Ce fac? Asta e viața. Merge așa? Nu mai vreau, m-am răzgândit, m-a forțat. Asta m-a surprins la unii colegi de-ai mei, pe care îi văd așa public, că se manifestă. Dom'le, ți-e frică de Orban? Că ce? Dom'le, când tu faci niște legi bune pentru oameni. Tu ai obligație față de oameni care te-au ales. Nu e frică, poate că nu mă mai văd pe listă. Nu e frică, nu știu ce mai pierd. Atunci, eu nu cred că ăsta este cuvântul. E treaba lor, celor cărora le e frică. Bun, de ce ne-au trecut totuși legile și alimentează ipotezele astea? Eu nu cred că s-a întâmplat lucrul ăsta și... Nu v-ați simțit rădat, țepuit? Chiar am văzut titlul la un moment dat, senatorul Zamfir a luat țeapă sau nu știu. Eu vă spun că... formulare în spiritul limbajului. Eu am fost dezamăgit că lucrul ăsta nu s-a întâmplat, deși trebuia să discute în sesiune extraordinară, erau pe ordinea de zi. Și vreau să vă spun ceva, dezamăgirea mea pleacă de la faptul că în această perioadă, cele 2-3 luni de zile, pentru mulți oameni, timpul ăsta e foarte important.
pentru că... Sigur, e pe viață și pe moarte, nu? Plătesc niște... Contorul merge. Contorul merge. Plătesc niște bani în plus și nu puțin, bani pe care n-ar trebui să-i plătească. Și eu vreau să se facă cât mai repede dreptate aici, să plafonăm dobânzile așa cum se face în majoritatea țărilor. Timpul nu lucrează în favoarea oamenilor. Da, tocmai. Și atunci, domnule, dacă tot sunt extraordinară, haideți să ne discutăm și asta. Sigur că da, au fost legile justiției, a fost legea offshore-ului, că ăsta este un motiv, până la urmă, pentru care legile n-au intrat. După cum știți, da, chiar în ultima ședință a fost o discuție foarte, foarte lungă în legătură cu legea offshore-ului. S-a stat până la 8 sau 9 seara, dacă nu mă înșel, și s-a votat în Camera Deputaților. Nu, aia chiar a fost o lege care, până la urmă, era împotriva hoților, dar mă rog. Și era nu neapărat a hoților, ci era pentru interesul României. Ori, apropo de asta, să-l văd pe președintele Iohannis cum atacă la Curtea Constituțională această lege. Iată. Motivând, doamna Pescaru, motivând că nu prea e bine apărat interesul privat. Adică președintele țării mele contestă lege, la Curtea Constituțională lege, nu apărând interesele statului aici, ci cel unui privat. Extrem de... Foarte ciudat. Și probabil ciudat. Va veni și sancțiunea electorală. Lucrurile astea au în spate ceva. Dar ce în spate e destul de puternic și se mișcă țara. Iată, suntem înainte de 10 august. Vă temeți de ce se va întâmpla pe 10 august? Unii spun că va fi un fiasco, alții spun că ia foc țara. Eu nu cred că va fi un mitic semnificativ. Categoric că sunt niște exaltați care, uitați-vă... Și niște resurse se mobilizează, e vizibil. Se mobilizează categoric resurse. Acum, am văzut cu toții că în meeting-ul ăsta, hashtag rezist, erau unele, până la urmă, care au avut la bază o pregătire anterioară, dincolo de logistica respectivă. O logistică impresionantă, da. Logistica, categoric, da, și mesajele care au fost date. Am văzut că tipul ăsta de manifestații au fost și în alte țări din Europa, plecând chiar din America. Ori implicarea... Deci rețeta pare adaptată. Ori implicarea lui Soros în toată această... fundațiilor lui Soros în toată această chestiune e vizibilă. Vă teme sau nu? Acum, cu ce efect are asupra românilor? O dată să mă tem ca persoană ca persoană fizică, Doamne ferește, sau sper că nu. Sper că nu ajungem să vă temeți ca persoană. Deși la Brașov au fost amenințări destul de urâte și ați avut noroc că ați lipsit de la evenimentul cu pricina. Am văzut ce... Nu a fost foarte plăcut pentru colegii dumneavoastră. Dar este foarte grav, știți ce se întâmplă? Că tipul ăsta de manifestare e încurajată de un partid politic. Am văzut USR-ul aici cum a încurajat și a fost practic promotorul unor astfel de acțiuni. Păi cum ei? Păi nu sunt penal, doamna Pescaru? Păi nu sunt cercetat, nu-i cercetat întreg partidul pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale? Păi ei fac campanie cu penalii? Nu știu, vedeți, cam nu prea... V-ați pus întrebarea ce faceți dacă... V-am văzut și pe dumneavoastră scris pe un tricou, era un cortegiu funerar, îngropați democrația, erați acolo la ritualul cu sicriu. Dacă vă întâlniți cu un asemenea mesaj, cu un asemenea grup, cum reacționați? Vorbim chiar de siguranță aici. E adevărat, aici eu mi-aș dori ca instituțiile statului să reacționeze mult mai serios, să nu trateze acest tip de manifestare ca pe una, domne, sunt unii care au așa, pot să facă ori... Vorbim de libertate, nu. De libertatea de opinie. E adevărat, și... până la un punct trebuie... Vorbesc de democrație. Domnule, democrația se păstrează, se menține cu forța legii. Da. Nu putem să invocăm democrația și să respectăm doar legile care ne convin. Dacă ne place și vrem să trăim în democrație, și eu cred că majoritatea vrem să trăim în democrație, păi trebuie să respectăm toate legile din țara asta. Da, fie că ne convin, fabula, fie că noi vrem egalitate, dar nu pentru unii că țăii sau tot, unii sunt mai egali decât alții și cam în paradigma asta intrăm și e clar că se acutizează lupta politică, e clar că se aliniază armatele, e clar că toamna va fi și mai fierbinte decât vara. Ce speranțe aveți concret pentru legile dumneavoastră? Ce promisiuni aveți? Pe ce vă bazați? Și cum vedeți intensificarea asta a luptei politice? Nu, eu sunt convins că legile astea vor trece. În primul rând, așa cum vă spuneam, pentru că sunt niște legi
așteptate de milioane de oameni. Sunt, da. Sunt așteptate de milioane de oameni și am convingerea, așa cum am discutat cu președintele Tăriceanu, că imediat după ce începe sesiunea parlamentară, legile astea vor fi discutate. Este o promisiune discutate. Fermă în acest sens? Da. Discutate sau și votate? Nu știu dacă v-am spus ceva. Discutate în sensul de a intra la vot. Intra la vot. Pentru că ei l-au trecut de Senat. Da, da. Sunt acum la Camera Deputaților. Vreau să știți că, nu știu dacă v-am mai spus, e singurul lucru pe care l-am negociat cu domnul Tăriceanu. Singurul lucru. N-am negociat nicio funcție. Am negociat un singur lucru. Să treacă aceste legi. Asta este lucru pe care l-am pus preț, pe masă. Preț, l-am spus, asta am spus preț, chiar cuvântul meu. Da, cuvântul, asta a fost, asta vreau. Și preț. Nu pentru că, știți, vreau să țin la ele că am vrunit, sigur, s-au spus atât. Bun, aveți interesul că ele să treacă și totuși nici funcția nu e rea, pentru că dacă vorbim de organizare politică, de acutizarea războiului, de alinierea armatelor, e nevoie de niște forțe, e nevoie de o viziune, e nevoie de organizare, să nu se mai repete istoria. N-ar fi bună și o funcție? Asta vedem la toamnă. Concret totuși. Bun, o funcție am deja, sunt liderul grupului din Senat la ALDE. Mai discutăm, funcția a fost pe plan 2. Eu am vrut să... Nu vorbim de utilitate, de utilitatea acestei funcție. Categoric, la Brașov, da. Bună oară, că e nevoie aici. Uitați la Brașov, sigur că e o discuție. V-au primit, cum v-au primit? Foarte bine, foarte, foarte bine. Prima dată. Le cunosc foarte bine și foarte mult. Nu le-a cerut încă nimic? Sau? Nu le-am cerut. Nu e vorba că nu v-ar primi sau că nu sunt oameni de bună credință, dar când crezi puțin în ghesuială și văzut, vii cu... Am văzut anumită... că sunt aici niște frământări, sunt frământări la organizația ALDE, sigur, fiind un partid nou, încearcă oamenii să-și găsească loc. Naiv fiecare. Naiv nu sunteți, pe unii s-ar putea nu să-i sunt. Incomodați. Pot să vă spun doar că mă voi implica foarte serios în organizația ALDE Brașov, ca lucrurile să se așeze. Voi folosi toată experiența politică și autoritatea pe care sper să fie apreciată de ceilalți, ca să organizăm așa cum trebuie aici ALDE, pentru că ALDE merită, ALDE are un potențial. Și sunt în țară județe cu scoruri... Peste PNL, da. Impresionante. Peste 20%. Peste 20%. Ori aici lucrurile nu stau așa. Bun, aici e un PNL mai puternic, a fost întotdeauna. Nu știu dacă e în cea sigur. Mai bună formulă astăzi nici acest PNL, dar totuși sunt niște... Sunt oameni niște... foarte... Eu m-am simțit, să știți, foarte bine în organizația PNL Brașov. Foarte bine, n-am avut... Plecat supărat pe cineva? Foarte... Nu, sunt plecat... Nu, deci din Brașov, de Brașov nu aveți vreo supărare? Am o dezamăgire, pentru că n-am avut posibilitatea, solicitându-i președintelui veștea, să am o discuție cu întreg partidul atunci când Orban Brașov, a decis. Vreau, da, voiam să vorbesc cu colegii mei. Orban a decis la Brașov să mă excludă, pentru că eu, ce am făcut, doamna Pescaru? Mi-am respectat angajamentul pe care îl luasem în fața colegilor mei de aici la Brașov. Primarii de aici mi-au cerut să promovez legea Curții de Conturi. Da, am promovat-o, doamna Pescaru. Legea Curții de Conturi, care îi ajută, până la urmă, face dreptate. De care fiecare primar are fiecare nevoie, primar, să fie serios. Da, are nevoie să fie corect cel care îl controlează la Curtea de Conturi. E bine, legea asta, am inițiat-o, s-a și votat, da? Și la sunt beneficiarii ei. Sunt beneficiari. Și categoria că Orban mă dă afară din partid, pentru că această lege am făcut-o cu PSD-ul. Credeți că v-ar fi putut ține partea, să spun așa? Nu, ar fi avut suficientă trecere să vă țină partea? Nu, n-am solicitat. Nu, nici n-am vrut asta. Le-ați cerut să vă țină partea? Nu, 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 absolut deloc. Dar o discuție între organizații, să le spun, oameni buni, măcar e în regulă bun, asta? Nu? E în regulă asta? Păi ce am făcut eu? Păi știți cum gândesc acum, în relațiile particulare ați vorbit cu mulți, nu? Păi știu cum gândesc, dar eu cred că, domnule, în politică îți trebuie și puțină, așa, coloană, demnitate, curaj, da? Eu nu le-am cerut să sară la gâtul lui Orban și să-mi ia apărarea, dar să avem o discuție în care să văd ce părere au sau ei. Sau să le spuneți la revedere. Nu am vrut nu deloc. Să știți că eu am suferit foarte tare că m-a dat afară din PNL. Păi, mă gândesc de aceea. Mi-a părut foarte tare. Am 10 ani în partidul ăsta și nu mi-a fost ușor să fiu dat afară din partid pentru că promovez niște legi în favoarea a 7 milioane de români, pentru că fac legea Curții de Conturi pentru toți primarii din România, dar ce să vezi,
am făcut-o împreună cu cei de la PSD, pentru că ei sunt majoritari. Și n-ar fi avut nicio șansă, cum, și n-a avut nicio șansă să treacă. Pentru că am votat codul administrativ, da? Da. Pentru că am votat legea cu privire la incompatibilități, adică niște legi care pun ordine în administrația locală, așa cum mi-au cerut ei, colegii mei. Și cu care s-a defilat cu aceste legi în campania s-a electorală. S-a defilat, nu? Că noi facem. Ok, și acum pentru că le-am făcut alături de PSD, colegii mei mă exclud din partid. Mi s-a părut o mare nedreptate. Așa este. Deci, implicat la Brașov, da, trup și suflet, mai trup mult decât ați fost în vechea formulă liberală, că cum ai loc aici, mai păi mult. V-am spus că mă voi implica cu toată energia și priceperea. Dar nu vreau să-mi spuneți și mai mult de ce înseamnă vreau asta. Vreau să vă spun că mă voi implica cu toată energia și priceperea. Că poate sună amenințător pentru unii. Absolut. De ce amenințător? Pentru unii care... Eu, nu pentru, fără nu falsă pentru modestie, nu pentru... cred că pot aduce un plus în organizația ALDE Brașov și un plus de autoritate și un plus de încredere. Spuneam fără falsă modestie. Și un plus în sondaje. Deci așteptați toamna, cu alte cuvinte. Mă aștept începutul toamnei, sfârșitul toamna, verii, ca să zic așa. Sfârșitul verii. Toamna se coc roadele, da? Toamna, noi, vedeți, acum trebuie să însămânțăm deja. Mm-hmm. Am târziu. Deci aveți mai multe de făcut. Avem, dar aveți ceva roade de cules dacă se votează legile? Păi, domnul, da, dacă se votează legile, nu știu, e... Cu însămânțatul pentru ce urmează. Vreau să știți că mai pregătim lucruri. Împreună cu profesorul Piperea, chiar ieri am avut o discuție foarte, foarte aplecată și am identificat o zonă foarte, foarte... în nevoie. Foarte nevoie, unde trebuie intervenit. Și o să pregătim la toamnă ceva foarte frumos. Ne spuneți la toamnă. Vă spun la toamnă, nu, că nu e un secret. Pur și simplu pregătim tot pe zona de abuzuri. Știți, eu cred că aici e foarte mult de lucrat, pentru că s-a tot vorbit despre abuzurile din justiție, nu? S-a spus și s-a bătut monedă mult pe ce face DNA-ul. Doamna Pescaru, vreau să știți ceva. Din cele peste 3 milioane de procese care sunt astăzi pe rol în România, numai vreo 12-13 mii sunt cele care provin, rechizitorile în instanță, da, provin de la DNA DICOT, adică așa cu corupția. Da. Restul adică sunt... 0,4%. Restul, 99,6% sunt procese civile. Așa. Procese unde oamenii sunt nedreptățiți în instanțe. Oamenii, firmele, da, firme, se fac niște abuzuri asupra firmelor în România incredibile. Ori de asta nu se ocupă nimeni. O să mă ocup eu cu Piperea. Am înțeles. Mulțumesc mult. Nu vă spun vacanță plăcută, că bănuiesc că n-aveți vacanță, nu? Nu sunt deci vacanță, nu sunteți în vacanță. Să ne vedem cu bine și cu vești bune pentru Doamne Brașov ajută și pentru România. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi cu senatorul ALDE de Brașov, Daniel Cătălin Zamfir, în așteptarea unei toamne care va fi mai fierbinte ca vara. Ne-am auzit la Radio Brașov, ne-am văzut pe Mix TV. Onelia Pescaru sunt. O seară excelentă tuturor!